Lodat Sri Amen. Merci pour Amen. Și este atât de frumos că și atunci când mergi lacrimi și poate cei din afară privesc pe tine și nu văd cum se merg lacrimi, ci văd lacrimi, dar în omul tău ești plin de bucurie, pentru că simți prezența Lui. El este soluția la orice fel de problem. Din El vin toate harurile. El dă vindecare, El dă eliberare. El ridică inimile și duhurile rănite. El ridică pe săratii cu noi, spune Ana în cântarea ei, și El pune să sadă la masă cu cei mari. El ridică și El coboară. El este totul, este iubitul inimii noastre. Și astăzi este prezent aici în adunare. Poți să-L simți, poți să te atingi de El. Poți să simți cum din El cum curg harul de vindecare, harul de binecuvântare. Fie ca prezența Lui să fie simțită de fiecare în această binecuvântare. Lăudat să fie numele Lui. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei și vom citi de la capitolul 15, versetul 21 până la versetul 28. Pagina Sfânta Scriptură, traducerea Cornelescu, 1941. Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21, Cuvântul lui Dumnezeu spune asta. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns nici un cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor de cum că strigă după noi. Drept răspuns, El le-a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a înclinat, zicând: Doamne, ajută! Drept răspuns, El le-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărămituri pe care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus a zis: O femeie, mare este credința ta. Facă-ți se cum voiești. Și fiica ei s-a tăvăduit chiar în ceasul acela. Amin. Amin. Vă rog să ne ocupăm în loc. Este atât de frumos în casa lui Dumnezeu și mai ales atunci când se place foarte mult cântarea asta. O pun de multe ori la computer, o ascult și mă gândesc de atât de ori când simt prezența lui Dumnezeu că aș vrea să nu se termin. Aș vrea să fiu acolo pentru totdeauna, să nu mai se termin. Câteodată, parcă ne uităm la ceas, poate și în seara aceasta, când predic, ne uităm la ceas, să vedem cum se mai termină o dată, s-a apucat harul acum pe fratele, dar se întâmplă câteodată că zboară momentele, zboară timpul, nu știu cum s-o duc și simți harul lui Dumnezeu, vezi cum față se pline de lacrimi, ești plin de bucurie, nu mai simți nicio presiune de la vrăjmat, nici una, nici nu mai pasă nimic. Ai vrea să rămâni acolo. Și aș vrea ca asta să fie așa. Domnul să umple locul acesta de slavă. Amin. Amin. Și orice presiune, orice asuprime a celui rău să încedeze. În numele Domnului Iisus Hristos. Vedeți, femeia aceasta e prezentată aici foarte interesant, spune o femeie cananită, o anonimă. Cananiții sunt oameni care au rămas atunci în Israel, i-au lăsat, dar Dumnezeu le-a dat porunca aceasta să nimiciți tot. Și aceasta era o femeie care nu făcea parte din împărăția lui Israel, din poporul lui Dumnezeu. Era o anonimă. De multe ori ne gândim sau vine diavolul la noi, la unii, poate numai la mine, la voi, nu? Și spune, măi, ce să te asculte Domnul pe tine? De ce să lucreze Domnul în viața ta? Dacă ai fi poate cineva, dacă ai fi mai cunoscut, Domnul ar lucra. Să-i fi folositorul lui, dar de ce la tine?
Nu-i bine să ascultăm sau vrea de acolo și niciodată nu ascult. Câteodată îmi vine greu și să predic. În seara aceasta nu mă simt așa pregătit. Parcă azi dimineața avea mai multă energie, mai multă putere. Dar cred că prezența lui Dumnezeu poate să umple inima noastră, inima noastră. Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze și să dea El cuvânt și putere. Știți ce mi se pare foarte interesant? Domnul Iisus Hristos aici era deja avansat în lucrarea Lui mesianică. Nu era la început, nu era în momentele acelea când nu-L cunoșteau numele. Era deja departe. Deja vindecase pe mulți. Deja eliberase oameni demonizați. Dacă dăm pagina un pic mai înainte, vedem că El a înmulțit pâinile și era așa de cunoscut încât toți oamenii care îl vedeau fugeau înspre El. Căutau să vorbească cu El, să se atingă de El, să asculte de El. Dar nu toți aceia care veneau la Domnul Iisus Hristos primeau har, primeau vindecare. Nu toți aceia care se atingeau, uneori îl împulseau cu oamenii, din dorința de a merge mai aproape, se împingeau și îl împulseau. Dar nu toți cei care se atingeau de Domnul erau vindecați. Nu toți vineau cu gândul acesta. Dacă El nu mă vindecă, dacă El nu se îndură de mine, dacă El nu mă primește, eu nu mai stau. Eu cred că femeia aceasta a văzut multe minuni, a auzit vorbindu-se despre El și a fost o femeie foarte hotărâtă. Pasajul acesta vorbește despre credință, dar nu o credință așa micuță, ci una mare. Domnul Iisus Hristos exclamă la sfârșit și spune, o femeie, mare este credința ta. Și mă gândeam eu când am citit pasajul acesta, oare de ce cei mari aici? Care-i credința mare? Că spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, dacă ați avea credință, ați cere orice și ați primi. Spunea Domnul Iisus Hristos la ucenici, până acum n-aș cere nimic pe numele meu. Cereți în numele meu de la tată și primim. Și m-am gândit, oare de simplu sună aceasta, așa-i? Să ceri și să primești. Interesant vine femeia aceasta la Domnul Iisus Hristos, nu la ucenici, nu vine la Sfântul Petru. Era acolo, dar nu vine la El. Și vine direct la Domnul Iisus Hristos și se roagă Lui. Închinare corectă, persoana corectă, totul e corect. Și nu primește niciun răspuns. Nu s-o întâmplat de atâtea ori. Venim înaintea lui Dumnezeu și zicem, Doamne, dar Doamne, dar nu-ți cerem bani. Nu cerem lucruri egoiste, nu cerem lucruri care să le consumăm noi, doar pentru noi, pentru bucuria noastră, ci vii să cer vindecare pentru cineva. Un copil tânăr, o femeie, un bărbat, cer vindecare, cer eliberare, cer ca Domnul să-și întindă mâna și inimă. Și ce fac? Ce faci atunci când nu primești niciun răspuns? Când te rogi lui Dumnezeu și parcă cerul este așa de greu și parcă nu trece rugăciunea ta nici de tavan. Ce faci atunci? Poate prima ispită este am încercat tot de aceasta. Și nu dau niciun rezultat. Vedeți dumneavoastră, există oameni care sunt creștini. Au acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor. Dar la prima problemă, la prima rugăciune, fără răspuns, parcă să nu ai așa de niciodată. Parcă nu mai îi recunoști. Vin cu atâta elan, cu atâta bucurie, vor să se pocăiască. Trec prin prima încercare. Uneori așa este. Trebuie să trecem acolo. Și tot e cu El. Credința insistă. Vedeți, dacă femeia aceasta se gândea, mă, cum nu o să facă? Era terminată credința. Acolo era terminată, era la tot.
Dar știți ce s-a gândit femeia aceasta? A zis, o, cum nu este asta? Am venit până aici așa. Îl cunosc pe el, l-am primit pe el. El e singurul care mă poate ajuta. Și nu s-a oprit. S-a închinat Domnul Iisus Hristos și o ceruc din nou. Și e foarte interesant. Mă uitam în Scriptură și parcă încercam să mă gândesc la noi, cum suntem noi. Și acum, Domnul Iisus Hristos e prezent. Erau acolo ucenicii toți și comitetul ucenicilor erau toți acolo și vin la Domnul Iisus Hristos, Doamne, mijlocirea fraților, ucenicilor. Și Doamne, dă-i drum, Doamne, strigă după noi. Fă cumva. Aș vrea să vă spun că singurul care cu adevărat îl interesează de problema ta este Domnul Iisus. Singurul care te poate ajuta este Domnul Iisus Hristos. Nu există oameni cu super putere, mă duc acolo și când ajung acolo, ăla pune dedicul așa la rând, cum se gândea Naaman. Cine-o zis lui că cineva vrea să atingă un lepros? În Israel nici măcar nu era voie să te atingă un lepros. Își fac oameni în mintea lor tot felul de gânduri, cam așa trebuie să funcționeze. Știți cum funcționează? Singurul mod este prin credință. Dar nu o credință din aceea care cedează la prima barieră, la prima luptă, la primul atac a celui rău, deja cedezi. Când vine diavolul la mine, trebuie să treci pe aici. Mulțumesc, Domnul, Doamne, îți mulțumesc. Tu poți să scapi. Tu poți să scapi de orice boală, de orice situație, poți să scapi. Dar depinde de credința ta. Depinde de modul cum te apropii de Dumnezeu. Depinde dacă cedezi, accepti, sau mergi la El și insiști. Vă aduceți aminte de pilda aceea acelui judecător nedrept? Spune Sfânta Scriptură, spunea Domnul Iisus Hristos că omul acela de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Parcă judecătorii, nu știu, din vremea asta, nu interesează nici de Dumnezeu și nu se mai rușinează de nimeni. Fac ce vor, corupție. Dar spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că până și un om atât de corupt, dacă insist, până la urmă se satură și zice, mă, să-i fac dreptate. Să nu mai dă vină la mine. Dar Dumnezeu care te iubește atât de mult, a dat pe unicul să fie. Dar totul este prin credință. De ce așa? Nu știu. Nu știu nici eu. Nu știe nimeni. El știe. Dar este așa. Este prin credință. Dacă Ilie atunci când s-a rugat să vină ploaia, s-a rugat la prima rugăciune. Oamenii mari ai credinții sunt prezentați acolo și și el ca un titan îi prezentați și zic acolo cuvântul, s-a rugat să ploaie, s-a ploat, s-a rugat să nu ploaie și nu mai ploaie. Nu a fost așa ușor. Noi citim ușor. Citim foarte ușor. Dar el s-a pus pe genunchi, s-a rugat acolo, o stăruit, s-a ridicat să plângă un ușor. Iară, deși acolo. Femeia aceasta vine la Domnul Iisus Hristos și chiar dacă o ceartă ucenicii, chiar dacă mijlocirea și nu se pun toți acolo să o ajute, să, cum ar vrea cineva când ajunge la problema, ar vrea ca toți frații să vină în jurul lui și să zică la noi acum, postim tot. Așa fi frumos. Așa fi frumos. Dar dacă noi suntem de pământ și nu prea întotdeauna simțim. Asta e adevăr. Este sau nu este? Se întâmplă. Ne obișnuim, zicem, dar tu-i singurul, mai ești cu tare, mai cunosc pe cu tare, acum ne unim cu tot, nu mai mâncăm niciodată. Da, mânca la mici, mânca pe băia care este aici, cu care suntem în biserică, trebuie să simțim, să facem un front comun ca să luptăm. Și vine femeia aceasta din nou, înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos, se închină și se roagă și zice acolo Domnul Iisus, ce nu-i bine să iei cu mine, să duc la biserică. Atâta ne place nouă de predicatorii care predică frumos, de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea Lui, parcă îți vine
începe pianul și parcă ține fără să facă chemarea să mie în cap. E așa? Ne place mult. Dar Domnul Iisus care vine și spune, Domnul Iisus Hristos, vine și îți încearcă credința să vadă. Cred că Domnul Iisus când i-a spus, nu-i bine să iei pâinea sau tu dacă ți-ai plecă, el deja mijlocea. Să rugați să reziste. Să reziste, să treacă. El vrea să intervină. El cunoștea și sfârșitul lucrării. Dar trebuia să treacă pe acolo. Să ridică femeia aceea și spune, da, dar știi că ție mănâncă vârmiturile ca în tatăl noastră și pe mine lor. Mi-ar place la așa de mult să fie predicatorii buni, vorbea cineva în de mult și zicea că acum toate bisericile au început sistemul ăsta nou cu tot felul de celule care se întâlnesc, așa în grup restâns, oamenii au curajul să se descarce și se roagă împreună și parcă pleacă eliberat. Să fie așa? Să fie așa? Sistemele noi care vine omul și jumate de ore de muzică, de tot felul de game acolo, care o face pe om să fie o descărcare emoțională, oare e spiritual? Oare pleacă omul eliberat de acolo? Sau ne vezi face cum o bucuie? Cum a făcut alea? Interesant, m-am uitat la pasajul acesta și m-am gândit, de ce? De ce lucrezi așa? De ce faci așa, Doamne? M-am gândit la lucrul acesta eu, că Domnul vrea să formeze oameni puternici. Nu oameni slabi. Nu oameni care cedează la prima bătălie. Ci oameni care au capacitatea singur să cedeze, să nu cedeze, chiar dacă îi rușine, chiar dacă toți privesc, chiar dacă toți se uită acolo și judecă. Nu cedează. Merge acolo și stăruiește înaintea lui Dumnezeu și luptă până primește izbăvire. Sistemele astea noi, cu celule, știți ce face? Creează oameni atâta de slabi, oamenii atâta de dependenți, nu de Domnul, nu. Omul nici măcar nu se gândește să zică, băi, șoi, în celula, mă duc să-i spun Domnul. El se gândește de-abia așa să ajung acolo, să spun, de cazul. Așa. Dar Domnul e aici, e cu el acolo în cameră. O să-i spună de cazul acolo și să scape numai cât să aștepte până la celulă. Amin. Tot felul de sisteme terapeutice care îi ajută pe oameni să scape ușor, ușor de descărcarea lor emoțională. Dar spiritual nu are nimic în ele, nu face biruitor cu Iisus. Face oameni dependenți de terapie. Oameni dependenți de cercuri micuțe, de grupuri micuțe. Vine femeia aceasta la Domnul Iisus Hristos. Și nu știu dacă ar veni cineva la un frate de ei să-i vorbească așa, să-i zic, bine, să iei. Să ajut. Nu știu, nu deține niciunul din noi. Nici măcar nu am avea curajul să trecem așa ceva. Dar Fiul lui Dumnezeu, dragostea într-o chipată Dumnezeu, adevărat, vorbește așa? Singurul mod, singura gândire care poți să o scot de aici este în primul rând că Dumnezeu întotdeauna când ne trece, ne trece să testeze credința. Credința e testată. Tu nu poți să ajungi la răspuns, tu nu poți să ajungi la ca Domnul să intervină la problema ta așa simplu, cum ar vine înaintea lui, Doamne, te rog frumos, ajută-mă. Am probleme. Și deja direct să vină din copilă. Așa ne-a clar. Și cine mă să știți? Atâta de ușor ar fi. Și știți cum ar arăta la biserică? Ar fi plină la refuz. Dacă Dumnezeu ar începe să spunea cineva, măi, în ultimul timp nu mai există minut. Nu mai există. Deja. Mai de mult spunea Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos, iată semnele ce vor înțelzi pe cei ce vor crede. Și spunea, păi, acum cine mai crede? Nu mai sunt nimeni. Oare să fie așa? Să fie așa? De câte ori a ta să ai simțit prezența lui Dumnezeu? Cercetează, de să vezi. De câte ori ți-ai luat copilul în brațe și
te-ai rugat și zis, Doamne, intervin. Ca mamă, ca tată. Și Dumnezeu a intervenit acolo pe loc. Dar acceptăm așa de ușor voci de astea, de acolo, de acolo. Nu mai gata, nu mai există, nu trece la sistem. Nu există. Credința te duce la izbăvire. De credința determină pe Domnul să lucreze. Nu sistem. Eu cred că Domnul lucrează. Eu cred că sunt minuni și astăzi, în fiecare zi. Faptul, cum spuneam în urmă, cu două săptămâni sau trei săptămâni, faptul că ajung acasă și nu ai avut problemă, e o minune. Dacă mi-ar deschid Domnul ochii să vezi de atâtea ori cum Dumnezeu te izbăvește, îngerii Domnului care tăpăresc în jurul tău și te scapă, sunt minuni în fiecare zi, în viața noastră. Mi-aduc aminte, așa că cred că n-am spus-o niciodată aici, îmi povestea mama când eram copil, micuț. Vreo 6 luni să fie avut sau mai puțin și din cauza că am avut malformații la rinichi, am intrat într-o comă, am dus la spital, doctorul a spus, nu mai e nicio șansă. Gata. Moare. S-au început să se facă rugăciuni la biserică. Era atunci lucrător la noi în biserică, fratele Valer Pențe, au făcut fungerea pe o batistă, au trimis-o la spital, au pus-o pe cap, toată biserica a provocat. Și eu eram în comă. Dimineața, mama stătea pe scaun acolo, a dormit și a zis că s-a trezit de la gângurinul meu, gângurea, acolo. Plin de viață, gata. A doua zi eram sănătos. Ea s-a uitat și mă, Domnul a binecat. O chemat pe doctor și a zis la doctor, a zis, noi ne-am rugat, am făcut ungerea, frații au făcut și Domnul a binecat. Vedeți că e bine. O femeie, zice doctor, ați nebunit, voi pocăiți, cu Dumnezeu o poți, că Domnul vine. Și nu vreau nici cum să-mi dea externare. A venit tata pe la ora 3 de la muncă, și m-a furat din spital. M-a îmbrăcat, m-a plecat, i-au rămas, m-a venit doctor unde? L-a plecat. Pe propria răspunde, l-a pus-o să semneze. S-a dus după aceea la spitalul județean cu mine, am făcut radiografii, tot perfect. L-a luat radiografii, de alea s-a dus la doctor, dincolo și-a zis, uitați aici. Nu se poate. Așa e falsul. E de la alt copil, nu se poate. Eu cred că Dumnezeu lucrează. Amin, amin. Dumnezeu lucrează cu putere. Mai mult eu cred că este o normalitate ca Domnul să facă minuni. Pentru noi este o minune când un om se vindecă. Dar pentru Dumnezeu nu a fost o minune să zică să fie lumină și să apară lumină. Ci este normal că atunci când zice El ceva să se provocă. Este normalul ca atunci când vine la Domnul Iisus Hristos și zice Domnul, facă-ți se după credința ta. Indiferent care e problema, nu contează mort să fie, se ridică în picioare. Pentru că El este Dumnezeu și poate. Dar problema noastră este că am slăbit în credință. Este că am cedat. Este că am primit tot felul de învățături care nu sunt așa biblice. Sigur că și a rezista este o învățătură biblică. Dar când trebuie să rezist? Îmi place atâta de mult pasajul acesta că explică tot. Câtă vreme o tăcut Domnul, femeia o continua să se roage. Oamenii nimic nu le-au zis Domnul nimic. Nu le-au zis, băi, pe aici trebuie să treci și gata. Nu le-au zis. El deja cedează. Trebuie să trec, băi. De ce? Trebuie să trec, trebuie să fiu tare. Roagă-te, dacă Domnul zice atunci, da. Dacă Domnul nu ține nimic, stăruiește până te vinde. Domnul vorbește și asta. Credința. Credința nu e așa de simplu. Sigur, credința în Domnul Iisus Hristos, prin hala Sfântul Dumnezeu. Dar credința aceasta vindecătoare, lupta, care o ai atunci când ești în problemă, lupta aia e foarte bine. Nu e o luptă. În sort de copii, poate pentru mine, de aici, de la mod, că nu suntem problemă. Dar nu știu ce-o simți mama acum, că sunt răsfințitat. Nu știu ce simt părinții, că nu sunt copiii acolo. Și eu am avut copii, dar i-a luat de brațe și tot pe mine rost.
dus odată cu noi, era mai micuță acasă și o durea curta foarte. Nu mai putea atât de curta. Și am zis, auzi, tu vrei să Domnul Iisus Hristos te poate să fie Dumnezeu. Trebuie numai să zici atât. În numele Domnului Iisus Hristos, durere să plece. A zis, a zis cu mine lucrurile acestea. O zis cu mine, a zis amândoi deodată, în numele Domnului Iisus Hristos, a început să râd. A început să zâmbească cei, nu mă mai doare. Nu mă mai doare. Îi trebuie ore, ani, dar Dumnezeu să cămăm în lume. Dumnezeu lucrează așa, la vreme. Instant. Dacă mi-a deschis eu ochii Dumnezeu să vezi tot ce e aici, plin de înge, Duhuri slujitoare care stau aici și slujesc lui Dumnezeu și care stau dispuse să facă ceva. Pregătite. Dar credința noastră este frumoasă din altă și este atât de frumos să venim tot la un alt aici, să ne rugăm, să sărbim, să lăudăm pe Dumnezeu pentru mântuirea care ne-a dat. Dar mai este credință. Mai vedem credința aceea care aduce vindecare. Credința aceea care rezistă și care se roagă înaintea lui Dumnezeu până vine răspunsul. Nu va face o dreptate aleșilor lui care așa scrie acolo. Ce care zi și noapte strigă către Domnul. Zi și noapte. De ce așa nu știu? Și eu de multe ori m-am gândit și am zis, Doamne, dacă eu mă rog acum și ți-am spus necazul meu, tu știi. Deci atunci nu. Tu oricum n-ai știut înainte să-l spun. Tu știi și cauza și tot. La ce să te încerc eu să tot îți spun și tot să-ți spun? Dar așa e credința. Credința insistă. Credința nu se oprește. Avem noi credința aceasta? Cred că motivul pentru care i-a spus Domnul, femeia acesteia, o femeie, mare este credința ta, este pentru că ea nu a cedat. Nu a cedat nici atunci când nu a auzit nimic. Nu a primit niciun răspuns. Nu a cedat nici atunci când a fost într-un fel de așoporită. Deci că ei o cățeau. Se iei pâinea de la copii, de la poporul Israel, adică ei erau copii și se dai la cananiți, la cățeni. Ca să-l facă, dar poporul care nu e rânduit pentru un copil. Așa eu spun. Și femeia aceasta a insistat. Aș vrea să vă spun aici ceva. Prin Domnul Iisus Hristos, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Amin, amin. Dar pentru legea care era atunci, noi suntem exact ca și cananiți. Români, cinezi, orice am fi legi. Nu facem parte din poporul, nu suntem evrei, nu suntem iudei. Dar dacă și la femeia aceea cananeană, care era o străină, Domnul până la urmă i-a zis, facă-ți-se după cum voiești. Interesant. Să spună Domnul, facă-ți-se așa cum tu voiești, după voia ta. Foarte, foarte interesant. La o străină i-a spus Domnul lucrul acesta. Dar am zis. Domnul să ne ajute, să ne dea putere, să rezistăm de genunchi în rugăciune. Nu să rezistăm la boală. Și la boală acestui zic de Domnul, n-am să te zic. Deci să se treci, o să fie o mărturie. Există și mărturii, este adevărat. Dar câtă vreme